Ieri a fost o nouă zi de proteste spontane împotriva restricțiilor îndrobeta Turnul Severin. Sute de severineni au ieșit în noaptea trecută în stradă. Participanții s-au adunat în Piața Drapelului începând cu orele 17, după care au pornit într-un marș pe străzile municipiului până târziu noapte. Noile restricții au fost greu acceptate de către majoritatea românilor, în special de tineri. Și în drobeta Turnul Severin a avut loc ieri noapte un protest de amploare care a fost transmis live de diferite persoane, iar scandările împotriva autorităților au fost numeroase și radicale, majoritatea dintre acestea solicitând demisia și libertatea. În stradă. Am venit tocmai din comuna Pătule alături de un grup de alți cetățeni pentru a protesta datorită măsurilor restrictive luate față de populație. Am ajuns să fim închiși în case, să nu ne mai putem exercita o profesie, să nu mai putem aduce mâncare la copii. Sunt tata al 3 copii și trebuie să le pun ceva pe masă. M-am săturat să văd atâtea măsuri luate de guvernul României care nu au nicio eficiență. În continuare, cetățenii României mor pe patul spitalelor legați de mâini și de picioare. Înțelegeți, fraților, luați o altă atitudine. Uitați-vă în Germania, uitați-vă în India, uitați-vă în alte țări care au învins COVID-ul. Numai la noi, în Germania, își protejează economia. Niciodată nu o să vezi la știri decât faptul că se vorbește de COVID. Nu o să vezi! Azi au murit 1300! Mâine sunt nu știu câți de infectați! Libertate! 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 Revendicările au fost diferite, de la restricțiile de circulație la redeschiderea sectorului Horeca, dar și împotriva dictaturii medicale și a purtării măștilor în aer liber. Inclusiv aceștia au ieșit pentru nedreptatea de a închide sălile de sport, în timp ce în supermarketuri circulă mii de persoane pe zi. Nu poți să mai ai încredere într-un guvern care a trecut un an de zile și uite unde am ajuns. Am ajuns de unde au plecat. Nu poți să mai ai încredere în oameni. Cum se vrea restartarea României? Dăm drumul la unde sunt miliardele pe care Iohannis spunea că le aduce dacă tu închizi afacerile? Care este diferența în cazul meu într-o sală de fitness și un market? Într-o sală de fitness unde sălile sunt de imunizare? Nu se dorește sănătate. Arătați și mie în toate studiile. Au arătat că sportul îți face bine. Pe când la televizor nu vedem decât stați în casă, nu ieșiți și luați medicamente. Nu se face o imunizare în halul acesta. Cu ce faci tu resetarea României dacă tu închizi afacerile la oameni? Asta e bătaie de joc. Unde vrea să ajungă? Deci nu mai avem. Guvernul ăsta nu mai are ce căuta acolo. Să plece. Nu sunt bun ca sportiv, plec. Sau fac ceva ca să-mi ating obiectivul, să fiu cel mai bun. N-ai făcut nimica. Pleacă, nu ești bun, la revedere, altcineva să vină. Zeci de tineri au străbătut la pas bulevardele Severinului. Cetățenii s-au revoltat împotriva noilor restricții, strigând ca într-o atmosferă de galerie. Pe toată durata manifestațiilor, polițiștii au escortat grupurile de oameni, însă conflictele nu au întârziat să apară. Au fost tensiuni mari între protestatari și forțele de ordine.